în aproximativ anul 750 înainte de Hristos, un fermier obișnuit, un păstor, un cioban, dacă vrem ca să-l numim așa, a fost chemat de Dumnezeu ca să fie un profet al său. Dumnezeu folosește sau a folosit în diferite timpuri, în diferite vremuri, oameni de la împărați până la oamenii cei mai obișnuiți ca instrumente ale sale. Și acest om care a fost chemat de Dumnezeu ca să fie un profet și care să vestească poporului pocăință și întoarcere la cuvântul lui Dumnezeu și la poruncile lui Dumnezeu, acest om se numea Amos. Unul dintre prorocii poate mai puțin cunoscuți, toți îi cunoaștem pe Isaia, pe Zaharia, pe alții, dar Amos poate este unul dintre mai puțin cunoscuți proroci. Chemarea lui Amos era să atenționeze poporul Israel despre judecata lui Dumnezeu, care era iminentă dacă ei nu se pocăiau. Nu este o chemare plăcută. Indiferent dacă ești chemat dintr-un loc simplu, ca și un păstor la oi, sau dacă ești un om cu o anumită calificare sau o anumită pregătire, indiferent din ce situație ești chemat de Dumnezeu, când ești chemat să stai în fața unui popor, cât de mic sau cât de mare ar fi el, și să-i chem înapoi la pocăință, este ceva dificil și incomod. Vă spun din scurta mea experiență, atunci când le spui oamenilor că judecata lui Dumnezeu asupra lor, personal, asupra bisericii, asupra societății, este iminentă dacă ei nu se pocăiesc, reacțiile întotdeauna vor fi radicale și de cele mai multe ori sunt negative. Cei mai mulți slujitori și proroci ai Domnului, apostoli, ucenici, credincioși, predicatori, n-au dus-o prea bine și n-au sfârșit prea ușor. Și Amos a fost chemat la această slujire, dar din păcate, poporul Israel nu a luat în serios avertizmentele lui Dumnezeu, care au venit prin Amos, și rezultatul a fost ducerea lor în captivitate de Imperiul Asirian. Dumnezeu le-a zis ce se va întâmpla dacă ei nu se întorc pe calea care El a trasat-o, dacă ei nu ascultă de cuvântul Lui, și Amos le-a transmis acest mesaj, și ca drept consecință pentru neascultarea lor, ei au fost dus în această captivitate. Și ca parte din această captivitate, poporul a avut parte de o foamete neobișnuită, care este descrisă în cartea lui Amos, în prorocia lui, în capitolul 8. Cei care aveți scripturile, vă rog să deschideți împreună cu mine în capitolul 8, de la versetul 11 până la versetul 14. Amos spune așa, vorbind prin Duhul Sfânt și vorbind pentru Dumnezeu: iată, vin zilele, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. În ziua aceea se vor topi de sete fetele frumoase și flăcăii, ei cei care jură acum pe păcatul Samariei și zic pe Dumnezeul tău cel viu Dane și pe drumul Berșebei, vor cădea și nu se vor mai scula. Și această prorocie s-a împlinit odată cu captivitatea asiriană. Poporul a fost luat în captivitate și a fost smuls în așa fel încât nu mai a avut acces la cuvântul lui Dumnezeu, și poporul care nu mai prețuia cuvântul lui Dumnezeu a văzut cât de groaznic este ca să nu mai poți intra în contact cu Dumnezeu și cu cuvântul său. Și astăzi cred că traversăm o asemenea foamete, nu doar în societatea noastră, nu doar în civilizația noastră, nu doar în bisericile noastre, și cred că mulți dintre noi traversăm o asemenea foamete în viețile noastre personale. O foamete care este similară în rezultatul ei, dar poate diferită în cauza ei.
Foametea din ziua de astăzi este diferită decât foametea din ziua lui Amos printr-un singur factor. Cauzele și efectele sunt extrem de similare, dar există un factor extrem de important și diferit. Foametea din ziua de astăzi nu este trimisă în mod obligatoriu de Dumnezeu. Foametea din ziua de astăzi este îngăduită de Dumnezeu, El este suveran peste orice acțiune care se întâmplă, dar foametea din ziua de astăzi este de bună voie. Noi alegem să fim înfometați, noi alegem să ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu. În ziua de astăzi, în contrast cu ceea ce a fost în acele zile când poporul a fost scos și dus în captivitate, în ziua de astăzi este evident că Dumnezeu a pregătit în providența sa pentru noi un adevărat ospăț din cuvântul său. Nu a existat în istoria omenirii o perioadă în care cuvântul lui Dumnezeu să fie disponibil din mai multă abundență. Biblia este disponibilă oricum și oriunde, tipărită, înscris, audio, video, diferite versiuni, diferite traduceri. Oricare dintre voi puteți, ca să scoateți acum un telefon și să consultați poate diferite versiuni ale Scripturii. Așa ceva este de negândit doar cu câțiva ani înainte. Dacă mergem înainte cu câteva secole, ideea de a avea o Biblie într-o limbă care ai putea să o citești era de neconceput. Resursele biblice sunt extraordinar de abundente. Sunt site-uri, sunt canale de televiziune creștină, posturi de radio, mai puțin sau mai mult creștine. Dar resursele biblice sunt abundente în așa fel încât cel puțin în națiunea noastră, în civilizația în care noi trăim, ele sunt din abundență la dispoziția noastră. Este exact invers de ceea ce s-a întâmplat cu poporul în vremea aceea. Într-adevăr, singura concluzie la care putem să ajungem este că foametea pentru cuvântul lui Dumnezeu sau lipsa de cuvânt în viețile noastre din zilele de aici și de acum este autoimpusă. Noi nu suntem duși în captivitate sau nu suntem stăpâniți de un guvern care ne restricționează accesul la cuvântul lui Dumnezeu. Avem deplină libertate și avem tot ceea ce ne trebuie ca să ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu, dar traversăm și noi și alte biserici o foamete pentru cuvântul lui Dumnezeu autoimpusă. Bibliile în ziua de astăzi stau abandonate și colectează praf. Nu pentru că oamenii folosesc aplicația pe iPhone mai mult decât Scriptura. Că dacă ar folosi numai iPhone-ul pentru Biblie, și iPhone-ul ar fi plin de praf. Bibliile noastre astăzi stau abandonate și colectează praf. Timpul nostru liber, care este într-adevăr poate mai puțin decât în trecut, este ocupat cu alte cărți. Asta e în cazul cel mai fericit, că citim altceva decât Scriptura. În cazul cel mai plauzibil, timpul nostru este ocupat cu alte forme de divertisment. YouTube, Facebook, Twitter, tenis, fotbal. Inserează hobby-ul care îți ocupă timpul când tu știi că ar trebui să citești din Scriptură. În rest, cauzele și efectele sunt extrem de similare între foametea care a traversat-o poporul Israel și foametea care a traversăm și noi astăzi. A lor a fost obligatorie pentru că au ajuns până acolo încât judecata lui Dumnezeu a impus această foamete și a noastră este de bună voie pentru că noi alegem astăzi să nu ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu, deși El îl revarsă din abundență peste noi și peste biserica sa. Câteva dintre cauze și câteva dintre efecte. Înainte ca să ne uităm la ce putem face noi ca să ieșim din această stare și să sistăm din această foamete prin care traversăm. Primul motiv care cred că este prezent în cartea Amos este binele și mândria materială. În zilele lui Amos, prosperitatea și mersul de bine a dus pe popor la mândrie.
Amos ne spune lucrul acesta și descrie în felul următor. Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion și la adăpost pe muntele Samariei. Vai de mai mari aceștia ai celui dintâi dintre neamuri la care aleargă casa lui Israel. Treceți la Calne și vedeți, duceți-vă de acolo până la Hamatul cel mare și pogorâți-vă în Gat, la Filisteni. Sunt oare cetățile acestea mai înfloritoare decât cele două împărății ale voastre și este ținutul lor mai întins decât al vostru? Altfel spus, vă merge și vouă foarte bine. Și acum începe și merge spre ideea centrală. Credeți că ziua nenorocirii este departe și face să se apropie domnia silniciei. Ei se culcă pe paturi de filde și stau întinși alene pe așternuturile lor. Mănâncă miel din turmă și viței puși la îngrășat. Aiurează în sunetul alăutei. Se cred discuțiți ca David în instrumentele de muzică. Beau vin cu pahare mari, cu pahare largi. Se ung cu cel mai bun undelem și nu se întristează de prăpădul lui Iosif. De aceea vor merge în robie în fruntea prinșilor de război și vor înceta strigătele de veselie ale acestor desfătați. Domnul Dumnezeu a jurat pe sine însuși și Domnul Dumnezeul oștirilor a zis: mi-e scârbă de mândria lui Iacov și urăsc palatele, de aceea voi da în mâna vrășmașului cetatea cu tot ce este în ea. Concluzia este aceasta: belșugul lor, starea de bine, i-a făcut să creadă pentru că le merge bine, pentru că au de toate, pentru că trăiesc bine, au de mâncare, au de băut, au muzică, au dans, au divertisment. I-a făcut să creadă că ziua nenorocirii este departe. S-au îngânfat în binele lor. Au trăit cu un sentiment de mândrie și a rezultat în această judecata lui Dumnezeu în care spune: mi-e scârbă de mândria lui Iacov și urăsc palatele, de aceea îi voi da în mâna vrășmașului cetatea cu tot ce este în ea. De fapt, Dumnezeu de-a lungul istoriei și-a avertizat poporul ca să aibă grijă de asemenea mândrie și de asemenea materialism. Dacă deschideți la Deuteronom 8, avem un text care arată felul în care Dumnezeu în mod repetat își avertizează poporul. Deuteronom 8, de la versetul 11 la 17. Vezi, să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău, până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile Lui, pe care ți le dau azi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-se cizerile de boi și turmele de oi, mărindu-ți argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seamă să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus în acea pustie mare și grozavă, unde erau șerpi înfocați și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să-ți țâșnească apă din stânca cea mai tare și care ți-a dat să mănânci în pustie mana aceea necunoscută de părinții tăi, care să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Vezi să nu zici în inima ta: tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Ce spune Dumnezeu poporului său? Ai grijă. După ce treci din vremuri grele, după ce ieși din încercare și începe să-ți meargă bine, ai grijă când mănânci, ai grijă când vezi că conturile cresc, ai grijă când vezi că casa frumoasă care ți-ai dorit-o este clădită, ai grijă când lucrurile merg bine, ca să nu te îngânfi, să nu fii mândru și să uiți de Domnul Dumnezeul tău. Pentru că toate aceste lucruri care sunt binecuvântări a lui Dumnezeu devin un blestem dacă ele detrag atenția de la Dumnezeu. Domnul Iisus ne dă un asemenea avertisment, un avertisment similar în pilda semănătorului din Luca, capitolul 8. Domnul Iisus descrie un ogor în care este lăsată sămânța care suferă de această problemă. Sămânța care a căzut între spini îl închipuie pe aceia care, după ce au auzit cuvântul,
își văd de drum și lasă să fie năbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la maturitate. Vedeți, unii sunt cuprinși de grijile acestei lumi, iar alții sunt preocupați de bogățiile și plăcerile vieții acestea și nu au timp de cuvânt. Și Domnul Iisus le pune aceste două în paritate, să nu cumva să credeți că este mai bine ca să fii cuprins de griji decât să fii cuprins de belșug. Când ești cuprins ori de unul, ori de altul, este rău. Când grijile te înnăbușe și nu poți ca să respiri și nu ai acea pace și liniște care vine prin cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin cunoașterea de Dumnezeu, este rău. Și când belșugul și bogățiile și plăcerile vieții acesteia te înnăbușe în așa fel încât nu mai ai timp și nu mai ai poftă și apetit după cuvântul lui Dumnezeu, este rău. Și mulți dintre noi am pendulat sau pendulăm dintr-o extremă în alta. Când avem probleme în viața noastră, nu mai avem timp pentru Dumnezeu, că avem prea multe probleme. Când Dumnezeu se îndură și rezolvă probleme din viața noastră, nu mai avem timp, că ne merge prea bine. Și suntem prea preocupați să ne bucurăm, pentru că totuși am suferit atâția ani. La nivel macro se întâmplă lucrul acesta în România. Dacă am suferit 50 de ani de comunism în care am fost asupriți, acum am vrea ca și biserică, vorbesc, nu ca și societate, să avem 50 de ani de belșug. E dreptul nostru, până la urmă, să ne bucurăm un pic. Dacă am trăit sub asprime, dacă am trăit în suferință, dacă am trăit în robie, am vrea să trăim și în libertate un pic. Și am pendulat dintr-o parte în alta. Al doilea rând, Amos descrie un faliment moral care a cuprins poporul. Priviți în capitolul 2, la versetul 6 la versetul 7, priviți cât de corupt a fost ajunsă poporul lui Dumnezeu în ziua lui Amos. Așa vorbește Domnul. Pentru trei nelegiuirea lui Israel, ba pentru patru nu-mi schimb hotărârea. Pentru că au vândut pe cel neprihănit pe bani și pe sărac pe o pereche de încălțăminte. Ei doresc să vadă țărâna pământului pe capul celor sărmani și calcă în picioare dreptul celor nenorociți. Fiul și tatăl se duc la aceeași fată ca să pângărească numele meu cel sfânt. Altfel spus, starea poporului lui Dumnezeu a ajuns asemenea, dacă nu mai rea, decât starea celor din lume. Ei își doresc prosperitatea așa de mult și iubesc bogățiile lumii acestea așa de mult, încât sunt dispuși ca să-l vândă pe un sărman pentru o pereche de încălțăminte. Ei sunt dispuși să compromită moralitatea lor, sunt dispuși să compromită etica lor pentru bani sau pentru plăcerile acestei lumi. Și dacă ne uităm în istoria poporului Dumnezeu și dacă ne uităm în istoria bisericii, lucrul acesta se întâmplă în fiecare generație. S-a întâmplat și în generația apostolilor. Țineți cont ce se întâmplă în biserica din Corint, când apostolul Pavel le scrie și spune: "Să aude despre păcate între voi care nu se pomenesc nici între neamuri, nici la barbari. Nu se întâmplă ce se întâmplă la voi în biserică." Și cine ar putea să nege că acest gen de imoralitate și păcat a infiltrat și în biserica contemporană? Nu trebuie să te duci departe ca să vezi că asta este realitatea de aici și acum. Fiecare dintre noi putem enumera păstori, biserici, comitete care trăiesc în asemenea păcat împreună cu enoriașilor acum. Și totuși, judecata lui Dumnezeu, cel puțin pe deplin, nu s-a revărsat peste biserica contemporană. Probabil pentru că ne pedepsim singuri. Dacă Dumnezeu a pedepsit și a corectat biserica sa prin poporul său, prin foamea trimisă prin Amos, prin cuvântul său, astăzi biserica se pedepsește singură și se delasă de cuvântul lui Dumnezeu. Standardul lumii deseori devine standardul bisericii. Principiile lumii devin deseori principiile bisericii. Și când lucrul acesta se întâmplă, când avem aceleași standarde de moralitate,
aceleași standarde de etică, aceleași fel de a trăi. Când lucrul acesta se întâmplă, când cei din biserică sunt ca și cei din lume, biserica nu va mai vrea să se hrănească prin cuvântul lui Dumnezeu. Biserica nu mai vrea să asculte cuvântul lui Dumnezeu și biserica nu mai vrea acasă să citească și să se hrănească prin cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care noi suntem ca și cei din lume, în momentul în care moralitatea noastră este ca și moralitatea lor, a citi, a studia și te-a hrăni din cuvântul lui Dumnezeu devine foarte, foarte incomod. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi citit și nu poate fi studiat și nu poate fi luat hrană din el fără ca el să lumineze păcatul din viețile noastre. În Evrei, capitolul 4, de la versetul 12, spune în felul următor: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo cât desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Vreți să știți de ce nu citim mai mult din cuvântul lui Dumnezeu? Nu vrem ca simțirile noastre și gândurile noastre să fie judecate. Nu vrem să avem pe cineva, și anume Duhul Sfânt, care să ne spune: nu-i bine! Nu-i bine cum trăiești! Nu-i bine unde îți petreci timpul! Nu-i bine în ce îți investești banii! Nu-i bine cum te comporți cu frații! Nu-i bine cum te comporți cu cei din lume! Și pentru că cuvântul lui Dumnezeu face asta, pentru că el taie ca și o sabie, nu vrem să avem de-a face cu el. Pentru cei mai mulți, pentru cei mai mulți creștini, între ghilimele, din ziua de astăzi, o oră sau 45 de minute sau 30 de minute de cuvânt diluat duminică dimineața este prea repulsiv. Cum să-l mai citească și acasă? Este incomod dacă viața ta nu este după standardul de moralitate și de sfințenie a lui Dumnezeu. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Noi toți știm că Dumnezeu este sfânt, dar nu vrem prin cuvântul lui Dumnezeu ca să realizăm cât de păcătoși suntem noi și de aceea ne ferim de el, de aceea alergăm departe de cuvântul său. Ne este frică că va ilumina starea vieții noastre și este incomod ca cineva să ne spună de fiecare dată când ne întâlnim cu el ce-i bai cu noi. Dacă te-ai întâlnit cu un frate, un prieten și primul lucru care ți-ar spune de fiecare dată când te întâlnești cu el este: frate Ciprian, hai să spun ce ai greșit săptămâna asta. Cred că l-ai evita pomul acela. Cuvântul lui Dumnezeu, printre altele, are scopul acesta de a judeca simțirile și gândurile inimii noastre. Și de aceea cei mai mulți îl evită, inclusiv cei care se declară credincioși. Și de aceea cei mai mulți predicatori încearcă să-l dilueze în așa fel încât să nu fie repulsiv. În ziua de astăzi încercăm să găsim variante de a vesti Evanghelia încât lumea să nu fie repulsată de Evanghelie. Ceea ce nu spunem pe față este că singura metodă ca omul păcătos să nu fie ofensat de Evanghelie este să-i vestești altceva. Pentru că Evanghelia este o ofensă pentru mintea păcătoasă. Ne este frică că cuvântul va arăta cu degetul la viața noastră și vom fi obligați să confruntăm starea morală din viața noastră, din biserica noastră, din familia noastră. Ca atare, în mod voluntar, ne lipsim de el. În al treilea rând, în acea vreme era un faliment religios. Era un faliment în ceea ce însemna închinarea, în ceea ce însemna închinarea în fața lui Dumnezeu. Priviți atitudinea în capitolul 8, de la versetul 4 la 10, care poporul are față de închinarea corporativă în fața lui Dumnezeu. Ascultați lucrul acesta. Voi care mâncați pe cel lipsit și prăpădiți pe cei nenorociți din țară. Voi care ziceți: când va trece luna nouă ca să vindem grâul și sabatul ca să deschidem grânarele? Deci problema lor.
când se termină cu închinarea, să revenim înapoi la business și la viață? Când se termină sărbătoarea religioasă în care trebuie să mergem la templu, în care trebuie să cântăm, în care trebuie să ascultăm predici? Când se termină chestiile astea, că noi avem lucruri de făcut? Și anume, să deschidem grânarele, să micșorăm efa și să mărim siclul, adică să furăm. Și să strâmbăm cumpăna ca să înșelăm. Apoi vom cumpăra pe cei nevoiași, pe argint și pe sărac, pe o pereche de încălțăminte și vom vinde codina în loc de grâu. Domnul a jurat pe slava lui Iacov: niciodată nu voi uita niciuna din faptele lor. Nu se va cutremura țara din pricina acestor mișelii și nu se vor jeli toți locuitorii ei, nu se va umfla toată țara ca râul, ridicându-se și pogorându-se iarăși ca râul Egiptului. În ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi face să asfințească soarele la miază și voi întuneca pământul ziua miază mare. Vă voi preface sărbătorile în jale și toate cântările în bociri pentru morți. Voi acoperi pe toate coapsele cu saci și voi face toate capetele pleșuve. Voi arunca țara într-o jale ca pentru un singur fiu și sfârșitul ei va fi ca o zi amară. Și poporul era într-o așa o stare încât nu mai avea stare să meargă la adunare. Asta e, să vă imaginați. Ei stăteau în băncile bisericii și se gândeau când se termină cu porcăriile astea, pentru că noi avem de făcut negoți, noi avem de făcut tranzacții, noi avem lucruri care trebuie să le facem, noi trebuie să furăm, noi trebuie să învârtim, să facem mișelii. De ce? Să ne îmbogățim, să ne bucurăm, să trăim bine, pentru că toate astea sunt o pierdere de timp. Închinarea în fața lui Dumnezeu, sărbătorile care El le-a rânduit și tot ceea ce Dumnezeu a lăsat pentru poporul Său ca ei să se închine și prin tot ceea ce făceau ca să-și amintească despre Dumnezeul lor, pentru ei era o pierdere de timp. Și astăzi este o pierdere de timp pentru cei mai mulți. Și bisericile care pot ca să capteze atenția sunt cele biserici care iau ce este afară și aduc în lăuntru. Pentru că au realizat că omul care vine la închinare nu e interesat de închinare, el e interesat de alte lucruri. Și dacă vrei să captezi pe un om pentru 2 ore, care nu-i regenerat, care nu-i născut din nou, care nu vrea cuvântul lui Dumnezeu, care nu vrea să-și confrunte viața lui de păcat, trebuie să-i deai ce vrea el. Și omul vrea 2 lucruri. Cel puțin 2 lucruri majore. El vrea bogăție și distracție în ziua de astăzi, la fel ca și în vremea lui Amos. El vrea ca să muncească, nu pentru că e harnic, ci pentru că vrea să aibă bani, să simtă sigur. Banii ne folosesc la 2 lucruri. A crea iluzia siguranței. Avem casă, gata, nu știu. Când am avut apartament, era nu știu cum. Acum că am casă, când am o casă și mai mare, și mai mare, când am moșie, am senzația de siguranță. Știți, senzația de siguranță că am ceva ce e al meu. Am ceva ce pot să las la copii. Și de a ne da plăcere, da? Putem să cumpărăm lucruri care ne plac, băutură, mașini și așa mai departe. Și la fel atunci, ca și acum, oamenii vor aceste lucruri. Ei vor divertisment, ei vor să se simtă bine și ei n-au timp ca să închine Dumnezeul lor. Ei n-au timp să aștepte ca să termine sărbătoarea și să termine slujba și după aia, la timpul potrivit, să meargă la muncă. Ei trebuie ca să meargă acum, ca să alerge după aceste lucruri, să meargă să muncească sau să se distreze. Și dacă lumea nu vrea să stea în prezența lui Dumnezeu pentru o oră, dacă este prea multă oră, duminică dimineață, ca să stea în prezența lui Dumnezeu, de ce am avea impresia că am vrea sau ar vrea să stea în prezența lui Dumnezeu prin cuvântul Său zilnic? Dacă ne este greu ca să ne confruntăm cu adevărul lui Dumnezeu pentru o oră, de ce ne mai mințim că o facem în fiecare zi? Și aceste cauze care au dus la pedeapsa lui Dumnezeu, aceleași cauze duc la această foamete voluntare în ziua de astăzi cu aceleași efecte. Și efectele sunt descrise ca și niște lucruri groaznice de Amos în capitolul 8, în versetul 13 și 14. Și el spune în felul următor: în ziua aceea se vor topi de sete fetele frumoase și flăcăii și alții, spune, vor cădea și nu se vor mai scula.
că vor leșina, vor fi lipsiți de orice vlagă și oamenii vor muri pe capete din cauza lipsei de cuvânt. Se pare extrem de similar cu viața așa spusor credincioși de astăzi. Credincioși astăzi care sunt dărâmați la pământ ușor de orice încercare. Credincioși care astăzi traversează ceea ce bunicii noștri și străbunicii noștri n-ar fi avut curaj ca să numească încercare. Ceea ce astăzi ne plângem că suferim, ceea ce cei din vechime ar fi zis că este belșug. Și noi credincioșii de astăzi, la orice mică încercare, la orice mică suferință, leșinăm și nu ne mai putem ridica. Creștini astăzi care sunt cuceriți ușor de orice păcat. Facem compromis pentru orice. Facem rabat de la cuvântul nostru pentru orice. Facem rabat de la voia lui Dumnezeu pentru orice. Există două lucruri necesare pentru a birui ispita și pentru a birui încercarea. Prima este credința în Dumnezeu. Încrederea fermă și reală în lăuntrul tău că Dumnezeu este scăparea ta orice ar fi. Și al doilea lucru este frica de Dumnezeu. Frica nu doar de judecata Lui, ci acea frică sfântă care ne motivează să ne întoarcem spatele la păcat și să trăim altfel. Frica de a supăra pe Tatăl nostru, frica de a nu a fi ceea ce trebuie să fim. Și în urmă, frica de a nu fi judecat și pedepsit de Dumnezeu. Dacă aceste două lucruri lipsesc din viața credinciosului, dacă credința și frica de Dumnezeu lipsesc, omul nu va fi în stare să biruie și să cucerească încercările și ispitele din viața lui. Dacă creștinii de astăzi sunt dărâmați de orice încercare, de orice suferință, dacă sunt cuceriți de orice păcat, este pentru că nu au credință și pentru că nu au frică de Dumnezeu și este pentru că aceste două lucruri provin numai din cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți avea credință în Dumnezeu fără cuvântul Lui. Nu poți avea frică de Dumnezeu fără cuvântul Lui. Și astăzi avem un creștinism lipsit de cuvânt, ca atare lipsit de frică și lipsit de credință. Avem un creștinism ușor, un creștinism leșinat. Cum punem sfârșit la această foamete? În primul rând pentru noi. Cum terminăm cu această problemă? În primul rând, trebuie să apreciem puterea și valoarea cuvântului. Trebuie să realizăm cuvântul este puterea creativă a lui Dumnezeu. Evrei 11:3 spune, prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucrurile care se văd. Dar nu doar puterea de a crea lucrurile materiale, ci puterea de a crea realități spirituale. Domnul Iisus Hristos spune în Ioan 6:63, Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Duhul lucrează prin cuvânt și Duhul are puterea prin cuvânt de a crea realități spirituale. Dacă nu suntem satisfăcuți cu viața noastră spirituală, soluția este în puterea creativă a Duhului Sfânt prin cuvântul Său. Dacă nu suntem satisfăcuți cu starea vieții noastre, cu starea noastră de păcat, soluția este în puterea creativă a Duhului Sfânt prin cuvântul Său. 1 Petru 1:23, fiindcă ați fost născuți nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Iacov 1:18, El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. El ne-a născut, El ne-a dat viață prin cuvântul Său. Și este cuvântul care ne păstrează în viață și este cuvântul care ne crește. Cuvântul este metoda și puterea pentru sfințire. În Ioan 17:7 spune Domnul Iisus în rugăciunea Lui, sfințește-i prin adevărul Tău.
Cuvântul tău este adevărul. Nu există pocăință, nu există sfințire fără cuvântul lui Dumnezeu. În cuvânt se găsește mântuirea noastră sau condamnarea noastră. Iacov 1,21, de aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Sau Ioan 12,48, pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Atenție pentru cei care stau în prezența cuvântului și care au harul de a asculta cuvântul lui Dumnezeu inclusiv astăzi. Prin cuvânt ești ori mântuit, ori osândit. Ești în cunoștință de cauză astăzi. Dacă accepți și primești de bunăvoie cuvântul lui Dumnezeu, lucrează în viața ta, dă viață prin puterea Duhului Sfânt și ești mântuit prin acel cuvânt. Și dacă respingi cuvântul lui Dumnezeu, ești osândit de acel cuvânt. Cuvântul întotdeauna dă rezultat. Dar nu este suficient doar să-l apreciem. Foarte mulți credincioși, în mod abstract, în mod conceptual, apreciază cuvântul lui Dumnezeu. Le place de când în când să asculte o predică bună, să zică, wow, ce tare e fratele ăla, ce bine știe el teologie. Și apreciem oamenii care cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Apreciem și cuvântul, în mod abstract. Dar nu este suficient. Trebuie ca să ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu. O apreciere așa formală, o apreciere abstractă, fără a gusta din cuvânt, este o minciună. Petru spune în 1 Petru 2:2, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Ce imagine frumoasă care ne arată că suntem dependenți de cuvântul lui Dumnezeu. Uite în viața ta și puneți întrebarea, îs un copil al lui Dumnezeu, am fost născut prin puterea cuvântului? Dacă am fost născut de Duhul Sfânt prin cuvânt și sunt un copil al lui Dumnezeu, precum un copil este dependent de hrană de la mama lui, un creștin este dependent de hrană din cuvântul lui Dumnezeu. Uite, Daniel e acolo. Ce face Daniel dacă trece o oră, două, trei, patru, da? Așa fiind copilaj micuț și nu primește de mâncare? Plânge, zbiară, dă din mâini, dă din picioare, pentru că este dependent de mama lui pentru hrană. Ce face credinciosul dacă nu primește cuvântul lui Dumnezeu în mod zilnic? Precum un copil este dependent de hrană de la mama lui, un creștin este dependent de hrană din cuvântul lui Dumnezeu. Și avem nevoie să înțelegem ce exact se întâmplă cu sufletul nostru atunci când nu ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu în mod regulat. Nu cred că am experimentat, nu cred că înțelegem ce se întâmplă. Nu avem o analogie, nu avem o experiență în care să putem. Suntem oameni, din păcate, care, deși zicem că suntem credincioși, trăim prin vedere. Noi trebuie să vedem ca să înțelegem. Și vreau să vă propun practica și aplicație la predică, un exercițiu practic să puteți vedea ce se întâmplă cu sufletul vostru atunci când nu vă hrăniți zilnic din cuvânt. Este foarte simplu. Câte zile ai mers fără cuvântul lui Dumnezeu? Una, două, cinci, zece, 15. Fiecare faceți contabilitatea acasă, da? Atâtea zile trebuie să mergem fără hrană. Ținem post. Ca să experimentăm ce experimentează sufletul nostru când îl deprivăm, când îi luăm hrana spirituală. Să simțim pe pielea noastră, în corpurile noastre, ce simte Duhul nostru atunci când nu-i dăm hrana care vine de la Dumnezeu. Dacă 10 zile ești în stare să mergi fără hrană regulată, 10 zile lipsește-te de hrană, de pâine, de carne, de orice ar da nutriție corpului tău. Și vei înțelege ce simte sufletul tău când nu îi dai în mod regulat de mâncare. Știți ce se întâmplă în trupul nostru dacă nu mâncăm un timp mai îndelungat? Și cred că poate este explicație ce se întâmplă în sufletul nostru. Cum suntem în stare să mergem 10 zile, 20 de zile, 30 de zile, 40 de zile fără cuvânt? Noi postim de cuvânt cum a postit Hristos de mâncare.
După 3 zile, și vă spun pentru că am experimentat, înainte să vă spun vouă, am experimentat pe pielea mea. După 3 zile de a fără mâncare, prima zi e groaznic. Toți am postit o zi, da? A doua zi, tot rău e. Dacă reziști după 3 zile, a patra zi se întâmplă ceva fenomenal. Nu ți-e mai foame. Ai avut dureri de cap, n-ai putut să te ridici din pat. A patra zi nu ți-e mai foame. Și zice, corpul nostru, prima zi, a doua zi, încearcă să-și extragă hrana, energia, din mâncarea care se așteaptă să o primească. Și de aceea ai dureri de cap, scade glicemia, așa mai departe. În a patra zi, după 72 de ore, corpul își învață lecția și înțelege, bă, ăsta nu mai îmi dă de mâncare. A terminat. Și începe și să mănâncă pe sine. Își mănâncă, ar fi bine dacă grăsimele, nu, grăsimea e ultima. Își mănâncă mușchii, începe și atacă organele și începe și să mănâncă pe sine ca să supraviețuiască. Pentru că înțelege că, băi, omul ăsta nu mai îmi dă de mâncare. Și te poți duce după a patra zi, liniștit, fără ca să mai simți foamea un timp, depinde la fiecare, până când dintr-o dată revine din nou foamea, adică corpul nu mai are resurse. Cei care au postit foarte mult timp, gen 40 de zile, numesc lucrul acesta adevărata foame. N-am experimentat pe pielea mea. Când ajungi la adevărata foame, se spune că atunci trebuie să ai mare grijă, că dacă corpul nu-și primește atunci ce are nevoie, vei muri. Adică corpul este în stare să se sinucidă, să-și mănânce organele, să-ți mănânce inima realmente, să o slăbească în așa hal încât vei muri. Și știți ce cei mai mulți dintre noi stăm fain liniștiți 10 zile, 20 de zile fără hrană din Scriptură? Că suntem în acea perioadă în care sufletul nostru se mănâncă pe sine și nu simțim foame. Am trecut de primele 3 zile, știi, prima zi, mi-a zis fratele păstor la biserică, ar trebui să citesc zilnic, dar astăzi n-am timp, dar te simți vinovat. A doua zi, parcă te sâcâie și, știi, chiar ar trebui să citesc. Și a treia zi, chiar ți-e foame după cuvânt, dar lasă că mâine. A patra zi nu mai simți foamea. Pentru că a înțeles organismul tău spiritual că tu nu-i mai dai de mâncare și n-are rost ca să te bată la cap. Și începe și să mănâncă pe sine. Și merge așa o zi, două, trei, patru, zece, o săptămână, o lună, dar vine la un punct în care moare. Moare. Frate, cum vine asta cu perseverența? Lasă două lucruri diferite. Ia avertizmentele în serios a Scripturii. Dacă nu le iei în serios pentru că te-a învățat cineva că perseverența sfinților te scutește de avertizmente, te-a învățat prost. Când Pavel spune, atenție mă, oameni buni, când Biblia spune că dacă faceți voia lui Dumnezeu, cu siguranță veți trăi și dacă o încălcați, cu siguranță veți muri, sunt avertizmente reale. Dacă Biblia spune că fără laptele duhovnicesc vom muri ca și copilul fără laptele mamei, mâncați, oameni buni! Vrem să simțim ce simte sufletul nostru când nu-i dăm hrană? Aplicația predicii este foarte simplă. Câte zile ești în stare să mergi fără cuvânt, du-te fără mâncare. Și vei simți ceea ce îți faci sufletului tău atunci când nu îi dai hrana duhovnicească care vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Și la ce vă gândiți cel mai mult acum? Că dacă contabilizăm realmente care a fost perioada cea mai lungă care a mers fără hrană spirituală și aplicăm practica respectivă, suntem toți în pericol să murim fizic dacă n-am mâncat cât n-am mâncat din Scriptură. La toți ne teamă acum că am murit fizic. Dacă a fost tragic pentru poporul Israel ca să fie luați în captivitate, unde n-am mai avut acces la cuvântul lui Dumnezeu, este cu atât mai tragic pentru noi astăzi, care impunem asupra noastră de bune voie această foamete, care cu belșugul întins pe masă nu mâncăm. Nu suntem în captivitate, nu ne restricționează nimeni accesul la cuvântul lui Dumnezeu și totuși murim de foame. Noi, de multe ori, bisericile din ziua de astăzi. Dacă vreau să vă las cu un gând, este cu acesta. Vă îndemn și vă implor. De astăzi, încetați cu foamea. De astăzi, luați mâncați și gustați
și vedeți și cunoașteți că Dumnezeu este bun. El ne revarsă din belșug binecuvântarea prin cuvântul Său. Și dacă nu gustăm din ea, și dacă nu ne hrănim din ea, ne înfometăm singuri. Ne înfometăm pentru că ascundem cauzele reale, imoralitatea noastră, dragostea noastră pentru lucrurile lumești. Un gând și cu asta închei. Mulți dintre noi suntem conștienți că asta e problema. Știm că nu trăim cum ar trebui să trăim, știm că nu simțim ce ar trebui să simțim și cumva am creat o formulă greșită. Așteptăm să se rezolvă problema spirituală ca după aia să ne apropiem din nou de cuvânt. În loc ca să înțelegem că problema spirituală se rezolvă apropiindu-ne de cuvânt. Așteptăm ca să nu mai păcătuim cum am păcătuit până acum. Așteptăm ca să se schimbe ceva în noi înainte să ne apropiem de cuvânt. Nu. Mâncând din cuvântul lui Dumnezeu, prindem putere ca să luptăm împotriva păcatului. Hrănindu-ne din cuvântul lui Dumnezeu, inima noastră prinde putere și prinde noi simțăminte încât iubim alte lucruri. Nu mai așteptați. Nu mai așteptați. Și dacă este nevoie, și cred că poate pentru noi este nevoie, o perioadă îndelungată de post, o perioadă îndelungată de post este un ajutor foarte mare pentru a înțelege nevoia noastră pentru Dumnezeu. Postul asta este. Postul este a ne limita la lucruri care altfel ne plac și sunt bune pentru noi, pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu, pentru a înțelege că suntem dependenți de Dumnezeu. Și dacă n-am încercat vreodată ca să mergem într-un post îndelungat, cred că ăsta este un motiv foarte bun. Să înțelegem că avem nevoie de hrană spirituală la fel cum avem nevoie de pâine, de carne și de toate lucrurile de care depindem în fiecare zi. Domnul să ne ajute și să lucreze în viața noastră în acest fel. Amin. Amin.